și Domnul să ne rugăm. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Pentru odihna sufletului pururea pomenitului robului Dumnezeu Mircea Mihail și pentru casă iserte lui toată greșeala, cea de voie și cea fără de voie. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Și prea Sfântul și bunul de viață că tău, tău, tu, acum și pururea și în vecii vecilor. Oh,
și iore, cu pace Domnului să ne rugăm. Doamne, ne rugăm pentru odihna sufletului, adormitului robului Dumnezeu, pururea pomenitului Mihail Mircea și pentru săvăratul cel fără de moarte și Dumnezeul nostru să cere. Doamne, Doamne, Dumnezeul nostru și slavă ți înălțăm, împreună cu cel fără din început al tău părinte și prea sfântul și bunul și viață păcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Oh.
Eu mă tem că nu ai să dovedești. O găsit bilet, o mobilizat toată forța să aștepte fiica drag. Și Natalia a venit, deja nu vorbea, dar prin privire a ieșit un zvor de lumină, a luat mâna lui Natalia, a strâns-o, adică a așteptat-o. Și după asta și-o luat rămas bun de la cei apropiați. Dragi prieteni, Natalia, Mircică, Vitalie, ceilalți Mircică și încă, adică numai Mircică. Eu vă promit și i-am spus și lui, domn președinte, chipul fratelui mai mare, mă va soți toată viața. Vă mulțumim. Înalt preasfințitul Vladimir, mitropolitul Chișinăului și al întregii Moldove.
Stimată doamnă președinte Republicii Moldova, îndurerată familie Snegur, domnilor președinți, domnule președinte al Parlamentului Republicii Moldova, domnule prim-ministru, înalt preasfinție și prezenția voastră, stimat corp diplomatic, îndurerată țară Republica Moldova. Antevorbitorii mei au vorbit despre calitățile politice omenești ale primului președinte Republicii Moldova, domnul Mircea Snegur. Eu voi vorbi despre calitățile lui creștinești. L-am cunoscut pe domnul Mircea Snegur din primele zile când a venit la conducerea Bisericii Ortodoxe din Moldova în anul 1989. Atunci el era în altă calitate, dar de când a devenit președinte a Republicii Moldova, a pus mâna pe Constituție și pe Evanghelie, de atunci prietenia noastră s-a apropiat. Și de atunci dânsul a devenit un bun creștin a Republicii Moldova. Vorbesc despre aceea că în anii când domnia sa a fost la cârma țării, s-au redeschis foarte multe biserici, foarte multe mănăstiri. Și mai mult decât atât, el a devenit un ctitor principal ai mănăstirii Hâncu, cu care și-a prelungit pe parcursul vieții această prietenie. Și pe atunci, preotul Pietru, iromana, igumen, arhimandrit, mai apoi episcop și acum arhiepiscop, pe parcursul vieții sale a fost și rămâne duhovnicul domnului prim-președinte. De fiecare dată avem posibilitatea împreună cu el să fim prezenți la toate slujbele în mănăstire. Când vizitau țara noastră și oaspeți din diasporă și din alte patriarhate și mitropolii, domnul Mircea Snegur era prezent. Și nu numai ca președinte al țării, ci pur și simplu ca un bun creștin. A iubit viața, a iubit biserica, fiind de mic botezat în biserică ortodoxă cu numele Mihail, deci e și astăzi când l-am petrecut din Catedrala Metropolitană, de asemenea, în iectenii, în vozlăsturile bisericești, l-am pomenit ca Mircea Mihail. Și iată că, până la ultima răsuflare, el a fost devotat Bisericii Ortodoxe. Mereu era în biserică, în mănăstire, înainte chiar de trecerea lui la Domnul, s-a mărturisit, s-a împărtășit și, după obiceiurile bisericești, când omul se pregătește să treacă de la pământ spre ceruri cu sufletul, el a primit și Sfântul Maslu. Și ce este mai puternic decât voința omului, el a cerut ca să-i citească rugăciunea de ieșirea sufletului, adică cu totul s-a predat în mâinile Domnului. Și acest eveniment a avut loc. De aceea, noi în Biserica Ortodoxă rămâne și în continuare să-l pomenim în rugăciunile noastre, noi ca preoți, în rugăciunile de dimineață și la Sfintele Liturgii, iar cei care l-au cunoscut pe parcursul vieții pe domnul Mircea Snegur, totdeauna să-l pomenească ca pe un om bun, om de suflet, om fără frică, dar frică de Dumnezeu a avut în sufletul său. Bunul Dumnezeu să-L odihnească cu drepții, noi să-L pomenim de fiecare dată. Bunul Dumnezeu să-L odihnească. Odihnește sufletul omului tău, Mântuitorule, păzindu-L pe dânsul într-o viață cea fericită, care este la tine, iubitorule de Odihnă,
După mori milător, rugămune ți-i auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Miluiește! Încă ne rugăm pentru odihna sufletului, pururea pomenitului robului Dumnezeu Mircea Mihail și pentru ca să îi se ierte lui toată greșeala, cea de voie și cea fără de voie. Doamne, împreună cu cel fără din început al tău, Părinte, și cu prea sfântul și bunul și de viață făcătorului tău Duh, acum și pururea, în veci vecilor. Amin. Într-o fericită adormire, veșnică odihnă-vă, Doamne, sufletului adormitului și pururea pomenitului robului Dumnezeu, Mircea Mihail, și fălui veșnică pomenire.
Ceamră de voie, Doamne, miluie! Și pentru ca să izierte lui toată greșeala, cea de voie și cea fără de voie. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Miluiește sufletul adormitului Rului Dumnezeu, Mircea Mihail, în loc luminat, în locul verdeață, în loc de odihnă, de unde a fugit durerea, întristarea și suspinarea și toate greșeala ce a făcut el cu cuvântul, ori cu lucru, ori cu gândul, ca un bun și viitor de oameni, Dumnezeu iartă, Dumnezeu te iertă. Astăzi prezenți alături de primul președinte al Republicii Moldova. Un om care a scris o carte litere de aur. Un om care a scris cartea vieții Moldova independentă. O personalitate care a pus o temelie puternică în viața tuturor celor tineri din anii 90. Iată că domnul președinte a dus o cruce nu atât de ușoară, pentru că nu toți pot să cunoască durerile sufletești. Serviciu care l-a oferit țării persoana dragă dumneavoastră. Thank you.
pecetluiește toată aceasta, a doua venire a Domnului nostru.